la taclale geniale la Radio Terranova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua și bun găsit, dragă om minunat! Te invit la taclale geniale acum la Radio Terranova. Sunt Adina Elisabeta Maria, terapeut și coach de relații armonioase. Ajut oamenii să-și navigheze traumele din copilărie, și din fostele relații pentru a crea relații armonioase, a trăi cu sens și din ce în ce mai multă bucurie. Astăzi îl am ca invitat pe unicul Sebastian Bala, antreprenor de peste 17 ani. A lucrat în peste 10 industrii diferite, este master trainer în cadrul Start for Business, unde a antrenat mii de oameni ajuta antreprenorii și proprietarii de afacere în dezvoltarea și sistematizarea afacerilor, în a avea o viață echilibrată în timp ce generează profit. Bună, dragă Sebastian! Care este povestea ta? Ce te-a făcut să ajuți antreprenorii? Și cum se potrivește cariera cu viața personală? Bună, Adina! Mulțumesc în primul rând pentru invitație! Mă simt onorat să fiu aici alături de tine. De ce a antreprenoriat și cum ajut este că, în primul rând, acum 17 ani când am început antreprenoriatul, n-am știut cam ce am de făcut, pe unde să ajung și ce trebuie. Nu provin dintr-o familie cu bani sau cu educație antreprenorială sau financiară, motiv pentru care am luat tot de la, de la zero. În momentul în care am pășit pe drumul antreprenoriatului, a trebuit să învăț să mă dezvolt. Și făcând asta pentru mine, la un dat am revenit către oameni, către societate și să le dăruiesc și altora din informațiile, din cumulul de experiențe pe care l-am adunat. Îmi doresc pentru oameni și pentru antreprenori ce îmi doresc și pentru mine. De altfel, fac în paralel munca de antreprenoriat cât și treaba de trainer, sperând să ajut oamenii să obțină mai multă satisfacție din, din, munca lor, din meseria lor și, și viața lor. Pentru că în asta cred, într-un echilibru între viața personală și profesională. Dacă nu se întâmplă acest echilibru, ce? Se este întâmplă? un dezechilibru și de obicei eu personal sunt predispus la dezechilibre, sunt un extremist care de fapt e un dezechilibru al extremelor, ceea ce până la urmă duce într-o formă sau tot la echilibru. Motiv pentru care cred că e bine să balansăm între dezechilibru și echilibru în a trăi o extremă și a reveni înapoi către echilibru. Dar cred că universul e făcut pe echilibru, e bazat pe, pe echilibru și Profesie și în viața personală și pe planetă sau și în univers Cred că există un echilibru în care Într-o formă sau alta tot îl trăim și tot îl găsim Da, noi ne cunoaștem De ceva vreme, am și avut niște proiecte împreună Și având în vedere că Te cunosc Am observat la tine o mulțime de calități Ești curajos, ești foarte inteligent Și tot de la tine știu Că lumea antreprenoriatului Este o lume riscantă Așa este Um, Spunem, te rog, ce calități a, sunt necesare unei persoane pentru a intra în această lume și cui se potrivește? Da, uh, mulțumesc pentru să zic, edificarea ca multe calități. Nu știu dacă am multe calități sau nu, probabil trebuie să fiu și puțin modest. Una dintre calități trebuie să fim puțin modești, dacă mă întrebi în direcția asta, dar pe de altă parte să avem multă încredere noi. De ce multă încredere noi? Pentru că antreprenatul este riscant și suntem predispuși sau supuși riscului ceea ce înseamnă că te cutremură puțin și dacă nu ești stabil și nu ești încrezător în tine. Deci încrederea în tine, siguranța de tine, modestia de pe altă parte și încrederea. Nu știu toate calitățile care sunt necesare unui antreprenor. De fapt, cred că fiecare antreprenor are calitățile lui care puse în slujba antreprenului sau puse în slujba oamenilor o să ducă către ceva. Ce pot să zic din ceea ce eu văd sau ceea ce am, una dintre calitățile care pe mine m-a ajutat este perseverența perseverența să merg către un obiectiv necontenit, nencetat și să acționez în direcția aceea. O altă calitate pe care probabil eu o am sau o văd la alții este determinarea și hotărârea asta de, de a rămâne pe drumul ăsta în ciuda circunstanțelor, în ciuda riscului, în ciuda condițiilor nefavorabile, nesigure, schimbări de mediu, de societate, de economie și așa mai departe. Adică trebuie să fii acolo, știi? Sunt și calități precum curajul, nu cred că sunt foarte curajos, dar îmbinat puțin curaj, cu puțină inteligență, cu multă perseverență, cu determinare, cu fiecare își găsește mixul până la urmă. Sunt oameni, de exemplu, care am văzut la Timișoara la un moment dat o companie destul de mare, lucra cu firme mari și chiar am întrebat dacă sunt, nu păreau foarte perseverenți, foarte curajos dar prea foarte creativi. Și atunci am zis, wow, uite ce interesant, oameni care sunt creativi și au bani, vorbim de milioane de euro, știi, aveau alte calități chiar opuse mie. Apare noi credem că poate creativitatea nu este tocmai favorabilă antreprenoriatului sau poate alte însușiri, Știți? Și atunci cred că personal fiecare dintre noi avem calități, trebuie combinate calitățile astea încât să meargă de antreprenoriat. Dar cum am și spus, focus, disciplină, perseverență, încredere, curaj, determinare ar fi primele sau cele mai des întâlnite calități la antreprenori și la antreprenoriat. Uite ce aș adăuga și eu, eu cred că e foarte, foarte important să ne placă ceea ce facem, să avem bucurie de a lucra în, în acea direcție, să lucrăm cu oameni care ne plac. Da, da, de acord cu tine, foarte important. Mulți oameni care stau în... merg la joburi cu care nu se potrivesc, care nu le mai plac, care nu le mai aduc satisfacție. Ai mare dreptate. Acum, primii 8 ani pentru publicul, pentru audiența și oamenii care te urmăresc, primii 8 ani am fost în zona de IT. Am fost foarte perseverent, dar nu eram în congruent cu domeniul. Zona de IT, mă refer vânzarea de echipamente IT, poate programare, necesită un, un, skill și anume inteligență, analiză foarte mult, ceea ce nu mi-era mie în deopște însușit și asta oricât de perseverent am fost, nu se potrivea neapărat cu, cu skill-ul necesare de care ai nevoie în zona de IT. una e în IT, una e antreprenorat în, nu știu, într-o zonă creativă, în organizare de evenimente, una este întreprinat în educație. Da, atunci răspunsul acesta este și sunt de acord cu tine: că trebuie să ai pasiune sau să-ți placă sau să se potrivească cu tine. Am ieșit din zona de IT într-un exit, am fost primul meu, momentan singurul exit, exit în sensul de vânzare a afacerii, tocmai că nu mi se potrivea la nivel personal, adică nu sunt un om care să analizeze lucrurile, să stea foarte mult în zona asta mentală și da, este afinitatea către domeniu, așa o numesc, sau pasiunea pentru ceva și da, este necesar sau nu doar că este necesar, că poate, zici, bă, eu sunt perseverent, sunt muncitor și fac asta, dar o să dai seama că la un anumit nivel o să te blochezi pentru că de acolo încolo ai nevoie și de treaba asta, știi? atunci este un plus foarte valoros să ai pasiunea pentru domeniu să-ți placă ce faci. În legătură cu oamenii, da, și în legătură cu oamenii, că dacă Până la urmă, toate afacerile sunt în, sunt în relație cu oamenii sau sunt legătură cu oamenii. Chiar colega mea, fac o paranteză de la Star For Beans, îmi punea întrebarea azi dimineață într-o ședință dacă cred că afacerea e făcută din colaborare sau ar trebui să fim oameni într-o afacere, în sensul de mai mulți oameni, o grupă, o echipă și așa mai departe, în mod autentic și în mod sigur, 100% da. Pentru că toate afacerile din lumea asta, dacă ne uităm, inclusiv blockchain-uri, cripto și whatever, sunt făcute pe baza oamenilor decât decât prin oameni, pentru că ai nevoie de un client și mai la asta trebuie să te gândești, știi? Și să-ți placă oamenii, mă refer, clienți, furnizori, colegi și așa mai departe, e foarte important să lucrezi cu oameni. În schimb, în realitate, nu se întâmplă tot timpul să lucrezi cu oamenii care îți plac sau să nimerești din prima asta, așa că e de sondat, e de lucrat, e de descoperit. Dacă în trecut oamenii făceau o facultate și apoi 30-40 de ani, chiar până la pensionare, aveau același job, aceeași carieră, în zilele noastre lucrurile stau total diferit. Și atunci e necesar să avem această deschidere de a primi spre noi domenii care se deschid. Am înțeles că în fiecare an se inventează în jur de 40 de joburi noi. Da, este interesant, da. Uite, eu lucrez preponderent cu, cu femeile și hai să luăm un, un mic studiu de caz. Clienta mea este o tipă super deșteaptă care face cu foarte multă pasiune, doar că lucrează în sistem. Uh -huh. Și știm că uneori în sistem lucrurile nu merg chiar ca unse și uh, cumva uh, are uneori impresia că se luptă cu morile de vânt. Există o mulțime de hârțogări, de lucruri care nu prea ajută. Chiar inutile, ar putea spune, care îngreunează cel uh -huh. puțin procesul. Uh -huh. Ok, atunci când unei persoane îi place ceea ce face, iubește ceea ce face, iubește persoanele cu care lucrează, dar conducerea uh -huh. sau colegii uh -huh. nu contribuie sau nu o sprijină, uh -huh. tu ce îi propune? Eu cred că tu știi răspunsul la întrebarea <laughs> aceasta. <laughs> Perspectiva mea este cine o ține în sistem. Ok. Um, acum Se am. pregătește să si iasă, Că da, dacă tot lucrează cu mine. <laughs> da, sistem la ce te referi? Sistem uh, statul? Da, da, okay. da. Păi, în primul rând, spui două lucruri discrepante. Uh -huh. Văzut de la mine de partea asta, baricadă În primul rând, spui de o persoană foarte pasionată care vrea să facă lucruri cu pasiune. Și pe de parte, de un sistem care, sistem, presupune procedurare, presupune stabilitate și monotonie, să zic așa. Adică Răspunsul ei nu se potrivește cu un sistem. <laughs> exact. Adică, da, e un om foarte valoros și sunt o mulțime de oameni valorosi în sistem și în afara sistemului. Se pierde, se pierde în sistem. Pentru clientă sau persoană, dacă e fictivă sau nu, poți să o întrebi de ce stă în sistem. Adică e să și descopere. Pentru că dacă este o persoană foarte creativă și caută un sistem, de cele mai multe ori oamenii care caută sistem, statul, caută pentru siguranță. Și asta o fac din temerile pe care le au pentru că ei nu sunt siguri ei pe ei și de asta apropo de antreprenoriat trebuie să fii foarte încrezător pentru că e foarte nesigur. Statul și jobul la stat sau în companii multinaționale îți oferă această siguranță. Sau aparentă siguranță. De, a, el, da. Aparentă siguranță, că nu e nimic sigur în lumea dacă stai bine, să te gândești. Da? Oricând se poate întâmpla ceva. Dar, dar, dar toți avem nevoie de siguranță, și eu și tu, da, într-o da, 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 într da. oarecare măsură. Doar că e important din ce spațiu vine nevoia, dintr-un spațiu de frică sau dintr-un spațiu de evoluție. Exact, exact, vine dintr-un spațiu de frică sau dintr-un spațiu de evoluție. Plus de asta, cum spuneam înainte, și eu îmi caut siguranțele mele. Adică toți avem nevoie de o doză de siguranță, nu putem să fim chiar așa în aer. Nu? Și atunci unii au nevoie mai mult, alții mai puțin fiecare face alegere lui până la urmă, dar răspunsul la întrebare pentru, pentru cliente sau ce ție, cam asta este, adică de ce stai în ceva în ce nu-ți place, adică nu te regăsești acolo, exact cum am povestit mai devreme. Tu ai pasiune și vrei să o și în ceva? Caută unde să o să-ți placă, știi, adică nu ești congruentă cu sistemul, de ce să caută? Exact, exact. Când începem să lucrăm la noi, intrăm în acest proces profund de autocunoaștere, vedem că anumite lucruri sunt discrepante, nu se mai potrivesc cu noi și atunci exact. e momentul să ne continuăm drumul. Nu, da, nu. Da. Uite, fac o sesizare, sper să fie o sesizare, o conștientizare pentru, pentru publicul tău și pentru mine și pentru toți. Este că o diferență între siguranța de sine și siguranța financiară. Datorită faptului că siguranța de sine și încrederea în sine de multe ori e știrbită sau nu o avem din rând, din ști tu mai bine, din toate lucrurile de genul acesta, noi ne căutăm siguranța în altă zonă decât ar trebui. Și facem niște alegeri proaste. Asta, asta duce. Adică, ok, eu nu sunt sigur pe mine și am nevoie de un job sigur ca să mă simt eu sigur, am nevoie de o companie, deci nu caut să fiu sigur pe mine înainte să caut un job. Că dacă tu ești sigur pe tine, te apuci de antreprenoriat. În mod sigur. Cheia okay. este că lucrurile încep întotdeauna în interiorul nostru. Da, bravo. Na, uite și pentru asta tu te ocupi și te pricepi foarte bine să ajuți oamenii să-și găsească interiorul, să-și ce interiorul, nu? Să evolueze din interior. Da, mulțumesc. Da, unul dintre modulele în care lucrez cu, cu cei care vin spre mine este și partea asta de a-și găsi misiunea, menirea. Când ești pe drumul tău, ești mult mai fericit, mult mai împlinit, faci față mult mai bine provocărilor. Ai o motivație interioară. Poți să-mi spui, te rog, să-mi povestiști despre câteva dintre provocările mari pe care le-ai întâmpinat tu. Păi putem să începem de la aceasta. <laughs> Mulți încep antreprenoriatul de la faptul că vor bani sau poate vor independență. Ceea ce cred că, până la urmă, antreprenoriatul sau afacerea trebuie să înceapă de la misiune de la descoperi pentru ce ești aici pe pământ și după care să scalezi, că tot folosim termen de bine, să scalezi la o companie, corporație, whatever. Adică plecând de la misiune să ajungi la o afacere. În schimb, în realitate nu se întâmplă asta, noi plecăm de la niște nevoi, la niște dorințe, nevoie de libertate, dorință, bani și traume sau alte chestii, frici da? sau lucruri de genul acesta și ajungem până la urmă să facem tot, tot asta. Din punctul meu de vedere, tot la o misiune să ajungem. Um, cei care încă nu acceptă să nu înțeleg asta este pentru că trăiesc la un nivel superficial și nu înțeleg că afacerea are o misiune. Și toate companiile, dacă la cele mai mari companii din lumea asta, au la bază, în statementul lor, în, în cultura lor, au o misiune. Aia este fundamentul al care până la urmă este și o parte din drive-ul lor, cum mai povesti și cum mai povesti și tu. Acum, ce să zic, treaba asta cu misiunea și cu direcția și cu ce alegem noi ne duce la niște provocări sau nu. Asta era întrebarea, nu ce provocare este da. există în antreprenoriat. Deci o provocare este punctuală, este să-și descopere misiunea. O altă provocare, cel puțin care eu m-am întâlnit, este dobândirea de informații și educația. La ora actuală sunt o grămadă de cursuri, de emisiuni, de live-uri și mai departe, traininguri, cursuri, cărți. Când am început antreprenatul nu era atât de facil. Facultăți, școli și acolo poți să înveți oameni care vor să te ajute este foarte facil însă trebuie să o și faci adică să, să ai acces la educație și să te, să te educi. Este o provocare și va fi o provocare pentru că pe de-o parte te educi, pe de-altă parte și concurența se educă deci trebuie să fii în permanență evoluție și educare. Sunt provocările din mediul în care suntem, adică la nivel de țară încă nu sunt reglementate treburile cu afacerile în România. Din punctul meu de vedere suntem la un nivel de 60% din ce ar trebui să fie reglementat și mă refer reglementat ca și lege, nu legea de a proteja consumatorul sau nu legea de a pune taxe și impozite ci deci mă refer de a legifera întru totul acest complex antreprenorial sau acest uh, compound sau cum se numește, acest uh, mediu de business uh, să te uiți de o parte și de alta nu te uiți doar de partea statului care uh, ca un persecutor ia banii, trebuie să te uiți de ambele părți, ce nevoie are uh, o altă provocare este că um, în România, de ce am, am întâlnit acum, nu se mai întâmplă foarte vehement, a fost piața gri sau piața la negru, este o provocare pentru că tu vrei să faci o afacere serioasă, acum s-a mai eliberat, s-a mai curățit, să zic așa, piața de de fornă, în anul 2015 când am început eu a fost o provocare, până prin 2010-2015 încolo a fost o provocare piața la negru și oameni care nu fac afaceri etice, este o provocare pentru oamenii care vor să facă o afacere etică. Sunt multe provocări. Sunt provocări de la faptul că suntem, ne pierdem focusul foarte repede sau foarte mult pe tot felul de idei. Este o provocare. Este o provocare faptul că, uite, nu rămânem suficient de concentrați sau de disciplinați pe direcția obiectivului nostru. Sunt o felul de provocări până la urmă. Sunt provocări și de faptul că eu văd acum o, un abundent de informație care nu face decât, până la urmă, și prea multă informație nu e sănătoasă, din punctul meu de vedere. Sunt multe, multe provocări. este și acum. informații eronate sau informații eronate, pe jumătate da, date. Și pe atunci. jumătate date. mediu economic instabil, asta cred că e cea mai mare provocare pentru, pentru, noi și mă refer plecând de la uh, organizațiile statului care nu ți asigură un, un, cadru și de lege care să fie normat și nu doar normat, stabil pentru noi. Se tot schimbă lege, nici ei nu știu ce fac. Asta e pentru mine din exterior văzut. Din interior, antreprenorul e provocat la absolut orice. Deci dacă vrei să ai o viață riscantă în antreprenoriat, că acolo îți, îți testezi limitele, da? Este absolut orice te gândești tu va fi provocat, da? Nu este ceva ce să nu o să fi provocat. Da. Uite, apropo ca să faci o paralelă între partea asta de relații toxice, atunci când avem toxicitate ceartă în relații, ne crește adrenalina. Mult mai bine ar fi, dacă avem nevoie de acea adrenalină, să o luăm din ceva constructiv, ne, ne deschidem un business. Dar cum face o persoană Aș vrea, din perspectiva aceasta, a mindsetului, să treacă de la un job, așa zis, stabil ca angajat, la a-și deschide propria sa firmă. Deci, apropo de, de treaba cu provocare, inclusiv relațiile toxice sunt provocate în relații, în, în afacere, de la relații cu clienți, relații cu furnizori, na, sunt situații de genul acesta. Uh, cum face o persoană trecere de la un job stabil la o afacere? Păi în primul rând trebuie să provoace el pe el. Nivelul de confort nu o să mai fie același. Uh, valorile se schimbă. Uneori ne schimbăm pentru că valorile ni se schimbă. Ni se schimbă mentalitatea, mai ul ni se schimbă. Uh, eu sunt genul de antreprenor care am luat-o de la zero în sensul să vând în piață. Literalmente să o iau de la firul ierbii sau cum, de la jos. Da? Uh, cred că un pas mai bun ar fi fost sau ar fi vis a -vis de întrebarea ta e să Fii într-o firmă, să acumulezi niște know-how, niște relații, niște cunoștințe, niște idei, un sistem după care te duci să te apuci de afacerea ta. E mult mai sănătos din punctul meu de vedere să faci treaba aceasta, ai un, 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 un start mult mai bun. Mm -hmm. Acum, pericolul este că dacă ai un job stabil și îți place și te lamentește, rămâi acolo, e că vei rămâne acolo prea mult. Știi, dacă nu ai, știi, trebuie să, tot timpul să găsești ceva, să faci ceva uh, dar e mult mai ușor, repet, să, să, pleci de la un job, să fi văzut ceva, să fi învățat ceva, un, apropo, un apropo, uh companii deja bagă bani în lor să evolueze, în traininguri, în coachinguri, în chestii de genul ăsta, el, el pleacă cu un start versus să pleci de la 0-0 tu de unul singur. Acum, depinde de și de natura omului, pentru că sunt oameni mai uh, orientați către risc, alții mai orientați către evitarea riscului. Știi? Poți să faci afacere chiar dacă ești în evitarea riscului, de exemplu faci afacere în zona foarte safe, de faptul că eviți riscurile, da, asigurări sau chestii de genul ăsta, știi? Uh... Deci există o paletă foarte largă iar no. trecerea poate fi făcută într-un mod abrupt dar no. tu din experiența ta recomand să fie făcută o trecere mai lină da, după 2-3 ani de activitate, cred că poți să te apuci de antreprenoriat, nu o lua chiar de la zero sfatul meu, dar tu ai spus foarte bine, sunt diferite cauze, da, pur și simplu poate, de exemplu, ai copil, da, intri într-un concediu de maternitate, 6 luni, mai stai încă vreo 6, să fac vreo 12, stai acasă, te pitisești, te apuci să studiezi despre, nu știu, despre pictură și descoperi pasiunea acolo și te apuci să faci, nu știu, PowerPoint-uri, whatever, și s-au și alte motive să te împingă când te nu doar uh, frica de sărăcie, lipsa de bani, dorința de libertate sau de mașini scumpe sau de vacanțe. Te împing și alte lucruri până la urmă, să de, de antreprenor. Numai că ai nevoie de un puș, asta este adevărul. Cum mai subliniești tu? Ne spui și nouă, te rog, ce înseamnă antreprenor? Care e diferența între antreprenor, proprietar de afacere, manager? Este o întrebare foarte bună și pretinde la mine că mă pricep la asta. În speță, cu falsă modestie sau cu puțină modestie, am studiat în mastere pe antreprenoriat vreo două școli, cursuri, zeci, sute de ore, mii de ore de, de treaba asta, încât să-mi clarific treaba asta. Și de ce spun asta? Pentru că vreau să ne fie clar din perspectiva mea, cel puțin, sau din perspectiva nu neapărat deontologică. Antreprenoriat înseamnă Omul care inițiază o afacere. Persoana care dă pușul la afacere și merge câțiva ani până când lucrurile încep să intre pe un făgaș moment în care intră un manager. Un manager e mult mai orientat către organizare, procedurare, obiective, rentabilizare. Pe când un antreprenor este mult mai orientat către risc, către inițiativă, către creativitate, libertate și lucruri de genul acesta. Deci, astea sunt diferențele între cele două, așa, grosomodo. Proprietarul de afacere este cel care deține afacerea are o afacere sau mai multe de afaceri. Deci nu trebuie să fii neapărat manager sau antreprenor ca să fii proprietar de afacere, pur și simplu ai niște bani dintr-o moștenire, de exemplu, și cumperi acțiuni sau cumperi o afacere sau pur și simplu deții afacerea. De cele mai, mult parcursul, de cele mai multe de mai ori parcursul este pleci din zona de angajat sau de liber profesionist sau unde ești și mergi că te-ai antreprenorat în sensul că inițiezi o afacere după 2-3-5 ani de zile devii managerul afacerii acelea și deții afacerea. că afacerea o deții tot timpul în, în, în acte cum ar veni, dar deții afacerea și o gestionezi, o manageriez, ulterior devii proprietar de afacere și ulterior eventual investitor. Dar asta este diferența între, între ele, pentru că mulți confundă termenul de antreprenor cu manager, cu business owner și nu le este clar. Și pretenția la mine ce spuneam este că și asta vreau să-și ajut trebuit, să le aduc claritate. Misiunea mea este să le aduc claritate oamenilor. Dacă nu avem claritate, nu putem să avem nicio viață echilibrată sau nici profit să obținem prea mult. Știi? Băi, în ce poziție mă aflu eu? Știi? Sunt în anii ăștia. Une sunt manager? Ok. De exemplu, așa ca o chestie picanterie, eu nu sunt făcut pentru manager. Eu m-am descoperit prin 2012 nu, am încercat să fac management, nu sunt făcut pentru mine, mă plictisește managementul. Și atunci, dacă tu nu-ți este clar asta, nu te cunoști pe tine, tu ești într-o poziție care nu-ți este favorabilă. Și ajungem iar la autodescoperire, autocunoaștere, care e un proces de o viață întreagă. Nu trebuie să ne oprim niciodată din, din a ne autocunoaște și cel mai bine este, desigur, să o facem împreună cu un specialist. Cum, dacă vrei să deschizi o afacere sau vrei să treci la nivelul următor în afacere, îl poți alege pe Sebastian Bala pentru Start for Business uh, și mm -hmm. dacă vrei să lucrezi pe partea aceasta de autocunoaștere, de navigare a, a traumelor, a fricilor tale, putem lucra. pe Adina. Da, exact. Chiar am făcut ieri o postare cu, în legătură cu treaba asta, o scurtă paranteză dacă îmi permiți. Am plecat de la... Nu mai știu la idee am plecat, am făcut o postare, până la urmă o să mai aduc aminte imediat, și am ajuns la uh, a, la echilibru dintre noi avem mai multe energii sau mai multe inteligențe, fiecare cum le cataloguează și chiar am făcut o postare în care am spus dacă vrei să îți dezvolți mai mult partea mentală lucrează cu noi, cu noi eu și colegele mele și colegii mei dacă vrei să dezvolți partea emoțională lucrează cu Adina, dacă vrei să lucrezi partea de fizic lucrează cu, avem o colegă care se ocupă cu partea asta, fitness trainer de exemplu dacă vrei să lucrezi cu cineva pe spiritual, lucrează cu cine sunt mai aproape de spiritual, de zona aceasta. Pentru că, până la urmă, în binerea acestor inteligențe, apropo de echilibru și de armonie, cred că te duce către echilibru și armonie. Dacă sunt energiile foarte discrepante sau la extreme, suntem foarte extreme mentale, extreme emoționale, extreme spiritual, sunt niște extreme care, până la urmă, o să fie nocive. Și da, evoluția ta ca persoană, autocunoașterea, procesul ta de dezvoltare personală, pentru că este un proces, este mult mai facil când lucrezi cu o persoană specializată, precum Adina, precum ești tu, sau cu un trainer, sau cu un colaborator care te ajută, chiar dacă, atenție, nu e foarte specializat, că mulți duc la extremă și ideea asta de a fi foarte milionar, ca să-ți dea sfaturi da. de milioane, sau să fii tu, nu știu cum, ai o persoană care poți să, să, să discuți și asta este important. Da. Este vorba despre faptul că persoana aceea a făcut deja niște pași în acea călătorie și știe despre ce este vorba acolo. Uh -huh. Ce frumos să colaborăm și să fim contribuție unii pentru ceilalți. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Îți mulțumim, dragă Sebastian Bala, pentru prezență și împărtășirile valoroase. Iar ție, dragă om minunat, îți mulțumesc că ai ales să fii alături de noi și ți dau întâlnire cu bucurie săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci să ai parte de o mulțime de situații minunate. O seară frumoasă tuturor!